Dacă aveți ceva pentru agenda suplimentară? Nu, mulțumim. Atunci o să începem cu resursele umane. Și doamna Dabija? Bună ziua tuturor! Domnule prim-ministru, stimați colegi, în temeiul articolului 7 a legii cu privire la guvern, dar și a legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, propunem numirea domnului Eugeniu Harabara în funcția de secretar general adjunct la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din data de 23 iunie 2023. Domnul Harabara a fost selectat prin concurs organizat de Cancelarea de Stat, astfel cum prevede cadrul normativ ce l-am citat. Domnul Harabara a absolvit în 2010 Universitatea Liberă Internațională de Moldova, este licențiat în științe economice, iar începând cu 2012 este licențiat inclusiv în drept. A activat parcursul ultimilor 10 ani în cadrul organizațiilor internaționale, deținând diferite funcții, inclusiv funcția de coordonator național pentru Republica Moldova, precum și de manager de diferite programe. În temeiul celor enunțate, rog aprobarea candidaturii domnului Eugeniu Harabara în funcția de secretar general la MIDR. Mulțumesc! Mulțumesc, colegi, rog să susținem. Împotrivă? Abțineri nu sunt. Spor la treabă, domnul Harabara. Mai departe, domnul Băluțel. Stimați domnul prim-ministru, stimați miniștri, în temeiul articolului 7, litera I, legea cu privire la guvern, al articolului 8, aliniatul 5, litera A și articolul 28, litera A din legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune numirea domnului Valerian Bobu în funcția de director general adjunct al Agenției Proprietăți Publice din data 19 iunie 2023. Domnul Valerian Bobu este licențiat în drept, parcurs profesional cuprinde activitatea în funcție de execuție și manageri în departamentul cadastru al Agenției Servicii Publice. Candidatura reabilități dezvoltare de analiză, planificare, organizare a fost selectat prin concurs public deschis în temeiul prevederilor legale privind reglementarea regimului general al funcției publice. Vă rog, solicit aprobarea proiectului. Mersi. Mulțumesc, colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acum pe agenda, doamna ministră Sirețeanu, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării programului Moldova Măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate, operațiunea de politici de dezvoltare 2, semnată la 9 iunie 2023. Scopul programului respectiv este de a susține implementarea reformelor stabilite de guvern în atenuarea efectelor negative generate de războiul din Ucraina, precum și asigurarea rezilienței și competitivității economiei. În mare parte este format din 8 subacțiuni ce țin de implementarea unor măsuri privind statutul refugiaților și integrarea lor în societate, managementul în situații de urgență, inclusiv din cauza fluxului de refugiați, consolidarea programului antisărăcie, creșterea eficienței energetice, consolidarea capacității fondului de garantare a depozitelor, consolidarea guvernării întreprinderilor de stat, continuarea reorganizării sectorului feroviar și digitalizarea serviciilor pentru afaceri. Toate aceste acțiuni au fost parțial deja realizate de guvern, ceea ce ne permite contractarea acestui împrumut. Termenul limită de debursare este 21 mai 2024. Asistența financiară respectivă va fi utilizată într-o finanțare a necesităților bugetului de stat și face parte din sursele de finanțare a deficitului bugetar pentru anul 2023. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri. Nu sunt. Aici, doamna ministră, cred că este important să accentuăm încă o dată că există și o componentă concesională, da, adică sumă nerambursabilă și este mai mare de o pătrime, adică 25 de milioane. Bine, mulțumesc. Tot doamna Sirețeanu, vă rog. Punctul 3. Se prezintă atenției dumneavoastră hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de grant Fondul Fiduciar Multidonator pentru cofinanțarea programului menționat anterior. Grantul respectiv este acordat în baza acelorași 8 acțiuni realizate de către Republica Moldova în cadrul programului. Urmează a fi debursat într-o singură tranșă și termenul limită de debursare este de asemenea 21 mai 2024. Și asistența respectivă de asemenea va fi utilizată într-o finanțare necesităților bugetului de stat. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Bine, mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abține, nu sunt. Mai departe, domnul vicepremier Alaiba.
Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați colegi, următorul pachet ține de domeniul metrologiei, ajustăm unele hotărâri de guvern într-o executare a recomandărilor Comisiei Europene referitor la corelarea legislației naționale cu legislația UE, asta pentru a ajuta exportatorii noștri să opereze și să se simtă mai confortabil pe piața Uniunii Europene, astfel aducem în concordanță cu actele normative superioare și excludem unele interpretări ambigui din legislația actuală. Proiectul are, la mod general, scopul de a consolida reglementările tehnice prin următoarele. În primul rând, reglementăm mai detaliat principiul de liberă circulație a mărfurilor pe piața UE, prezumția de conformitate, introducem mai multă claritate în desfășurarea activităților ce țin de supraveghere pieței și anume aplicarea procedurilor pentru mijloacele de măsurare care prezintă un risc prevăzut în legislația actuală privind supravegherea pieței și completăm hotărârile de guvern prezente cu prevederi ce țin de procedurile de salvgardare și schimb de informații între autoritățile de reglementare și autoritățile de supraveghere pieței naționale sau autoritățile naționale din Uniunea Europeană. Implementarea proiectului nu necesită alocări bugetare, nu afectează negativ activitatea de întreprinzător și nu va, important de subliniat, nu va afecta utilizarea mijloacelor de măsurare care deja sunt puse la dispoziție pe piața Uniunii Europene, pe Republicii Moldova. Mulțumesc, domnule vicepremier, rog să susține. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamne Mirenco, sănătatea 2030, vă rog. Da, stimați colegi, prezint proiectul de hotărâri de guvern cu privire la aprobarea strategiei naționale de sănătate 2030, care are de fapt ca scop îmbunătățirea sănătății populației Republicii Moldova și crearea unui sistem de sănătate mult mai modern, eficient, capabil să răspundă la toate nevoile de sănătate ale fiecărei persoane în parte. Strategia urmărește dezvoltarea durabilă a întreg sectorului de sănătate din Republica Moldova, se bazează pe o abordare intersectorială cu implicarea largă a tuturor sectoarelor, atât din domeniul sănătății cât și a societății. De asemenea, este menită să îmbunătățească sănătatea publică generală, totodată și un acces echitabil a oamenilor la servicii de sănătate. Documentul stabilește direcții prioritare de intervenție și dezvoltare pentru mai multe domenii, dar cele mai importante sunt fortificarea și îmbunătățirea funcționării în domeniul de sănătate publică și avem aici experiența ce s-a întâmplat cu situația pandemică în toată lumea. Lecțiile pe care le-am învățat de aici au fost utilizate în dezvoltarea strategiei. De asemenea, servicii medicale integrate și de calitate, medicamente și dispozitive medicale și accesul populației la ele, de digitalizarea sistemului de sănătate, care este un atu foarte important pentru sistemul actual, dezvoltarea și menținerea forței de muncă, care este pilonul de bază și altele. Obiectivele de intervenție a strategiei sunt fundamentate de rezultatele reformelor inițiate în cadrul strategiei anterioare care au fost pe parcursul 2008-2017. Implementarea va oferi transformări importante în consolidarea guvernării în sănătate și a o mai bune protecție financiare, după cum am spus. De asemenea, strategia este axată pe atingerea țintelor stabilite la obiectivul de dezvoltare durabilă din agenda 2030, privind asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți la toate vârstele și va contribui de asemenea la realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în acordul și programul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, care este pentru anii 2021-2027, anume dimensiunea de sănătate publică. Documentul de politici publice va fi implementat pentru o serie de diferite alte programe naționale care răspund nevoilor specifice la sănătatea populației, inclusiv a grupurilor vulnerabile. Rog susținerea acestui proiect nu înainte de a anunța că astăzi este Ziua Internațională a Donatorului, vin de la un eveniment de donare a sângei, invit absolut toată lumea de bună credință, cei care nu au contraindicații, să doneze sânge. Sângele, de fapt, este unicul, să-l numim așa, medicament care nu poate fi înlocuit absolut cu nimic și inovația științifică modernă, cât de mult nu a avansat, nu a putut descoperi niciun ingredient care ar înlocui sângele.
Sângele este foarte important pentru a salva vieți umane în diferite situații. Avem un stoc important și o bancă de sânge suficientă în Republica Moldova, pentru că să o suplinim permanent, avem nevoie ca în fiecare zi să se doneze sânge. Vreau să mulțumesc pe această cale și noi am remarcat și prin diplome ale Guvernului și a Ministerului Sănătății donatorii de sânge, inclusiv instituțiile, și vreau să numesc pe această cale să mulțumesc de asemenea Forțelor Armate, Serviciului Ministerului Afacerilor Interne, instituțiile medicale, și vreau să cunoașteți că o mare parte din donatori sunt însăși lucrătorii medicali din instituțiile care au nevoie de sânge. Să invit oamenii să doneze sânge, să participe la salvarea vieților, astfel ca să avem o sănătate mai bună și mai durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministră, și mulțumesc pentru apelul ăsta la solidaritate, că în esență este un apel la solidaritate, să ne ajutăm reciproc atunci când este necesar și nu doar atunci când criza survine, dar să anticipăm. Și de asta aceste exerciții pe care le organizați în astfel de zile sunt foarte bune. Colegi, rog să susținem proiectul propus de doamna Nemerenko. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Doamna ministră Sirețeanu, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării amendamentului la contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului deșeuri solide în Republica Moldova, semnat la 18 octombrie 2019, și la contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova-România, semnat la Chișinău în 20 decembrie 2017. La data de 5 martie 2021, Autoritatea de Conduită Financiară a anunțat că toate setările LIBOR, care este rata de referință pentru aceste finanțări, vor înceta să fie furnizate imediat după 30 iunie 2023 în cazul maturităților în dolari SUA. Așa cum aceste două proiecte și au maturitatea în dolari SUA, noi venim cu un amendament în așa fel încât să se modifice dobânda de referință pentru dolari din LIBOR în SOFR și pentru lire sterline din LIBOR în SONIA. Ambele, și SOFR-ul și SONIA, fiind niște rate care sunt mai mici decât cele care acum sunt pe LIBOR. Totodată țin să menționez că toate debursările din contul împrumuturilor respective se efectuează în valută euro, respectiv modificările parvenite nu vor genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. Ținând cont de asta, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamna ministră, și este important și să spunem că de aici încolo indicele LIBOR nu va mai exista în curând, da. Și de asta este necesară această tranziție. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Tot dumneavoastră, doamna Sirețeanu. În aceeași ordine de idei, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării amendamentului la contractul de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului Livada Moldovei, semnat la Chișinău în 31 iulie 2014, și amendamentul numărul 3, întocmit prin schimb de scrisori la contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea lucrărilor de construcție și reabilitarea drumurilor în Republica Moldova, semnat la Luxemburg în 25 iunie 2013. De asemenea, scopul acestui amendament este trecerea pentru referința de la dolar din LIBOR în SOFR și pentru lirile sterline din LIBOR în SONIA. Totodată, ca și în cazul împrumuturilor precedente, având în vedere că debursările se efectuează în valuta euro, modificările parvenite nu vor genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. Respectiv, rog susținerea proiectului. Da, mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă? Abțineri nu sunt. Stimați colegi, eu am în acest context o rugăminte. Dacă vedeți acorduri din 2013, 2017 și așa mai departe, noi când vorbim despre disciplină bugetară și fiscală, se referă și la proiectele care cu generozitate ne sunt acordate de către partenerii și prietenii noștri, după care Republica Moldova întinde implementarea pe următorul secol. Deci nu mai trebuie să se întâmple asta. De asta vă rog foarte mult. Noi atunci când vrem să beneficiem de, cum am zis, generozitatea prietenilor noștri, trebuie și noi să fim eficienți. De asta trebuie să planificăm foarte bine activitatea noastră și să o executăm. Mulțumesc. Domnul vicepremier Bolea, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi,
Vă prezint proiectul hotărârii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. Scopul proiectului este de a reorganiza prin transformare instituția publică Fondul de Dezvoltare Durabilă din Moldova, cu preluarea funcțiilor de la Agenția Apelor Moldovei și Agenția Relații Funciare și Cadastru și crearea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, prescurtat ANIF, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care va asigura implementarea politicii statului în domeniul îmbunătățirii funciare, ameliorarea, conservarea, sporirea fertilității solurilor și hidroameliorația, precum și asigurarea durabilității investițiilor în domeniu, inclusiv integritatea patrimoniului sistemelor centralizate de irigare. Astfel, se propune ca ANIF să dispună de 19 unități de personal cu funcții de la bugetul de stat, finanțate de la bugetul de stat. Aceștia vor fi acoperite de Agenția Apelor Moldovei 5 unități de personal, Agenția Relații Funciare și Cadastru o unitate de personal. Pentru 13 unități, cheltuielile vor fi acoperite din contul bugetului instituțiilor subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. ANIF va asigura implementarea proiectelor investiționale, sistemele centralizate de irigare, prin proiectul de investiții în guvernanță, creșterea rezilienței în agricultură agri, cu suport financiar al Băncii Mondiale și al Agenției Franceze de Dezvoltare, care în prezent examinează posibilitatea de finanțare a proiectelor investiționale în sectorul de irigare. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului dat. Mulțumesc. Colegi, rog să susținem. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Doamna ministră Dabija, vă rog, următoarele două. Stimați colegi, supun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, prin care se dispune reorganizarea prin transformare a actualei Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Urmărim prin acest proiect conformarea la prevederile legii privind administrația publică centrală și de specialitate, conform căreia se atribuie Inspectoratului nemijlocit funcția de supraveghere și control de stat, conform domeniului de competență exercitate la moment de agenție. Aceste domenii fiind urbanismul, construcțiile, protecția civilă, dar și protecția împotriva incendiilor și securitatea industrială. Proiectul propune reconfigurarea structurii organizatorice interne a actualei agenții cu accent pe modificarea business proceselor, fapt ce va facilita inclusiv creșterea încrederii în instituțiilor statului și în guvernare prin asigurarea transparenței, prin identificarea, prevenirea și contracararea amenințărilor, a vulnerabilităților și riscurilor de corupție, inclusiv prin aplicarea instrumentelor digitale. Vorbesc aici de camerele de corp, ce ne propunem a fi plasate la fiecare inspector în procedura de control, dar și nemijlocită aplicarea exclusiv a semnăturii digitale în cadrul documentelor de recepție a construcțiilor. Ne propunem de asemenea să consolidăm capacitățile instituționale și funcționale ale acestei entități, creând astfel un sistem eficient și modern de supraveghere tehnică, de control, în partea în special ce vizează lupta cu construcțiile neautorizate, prin crearea condițiilor propice dezvoltării unui sector imobiliar calitativ și performant. Regulamentul Inspectoratului prevede exhaustiv funcțiile și atribuțiile acestuia, fiind inclusiv prevăzută funcția și atribuția de participare la recepția celor trei faze determinante. Mă refer aici la tasarea acțiilor, la controlul privind primul și ultimul etaj autorizat a construcțiilor. Cunoaștem cu toții problema supraetajerilor astăzi în domeniul construcțiilor. Aceste atribuții recent au fost incluse în mod prioritar în modificările ce le-am operat la legea privind calitatea în construcții. Efectivul ce ne-l propunem este și cel actual de 160 de unități, respectiv nu ne propunem suportarea din cadrul bugetului a anumitor cheltuieli bugetare, ci dimpotrivă ne propunem ca urmare revizuirii și propunerii unei organigrame noi să putem identifica persoane oneste care ne vor ajuta să facem o reformă generală în domeniul construcțiilor. În temei celor propuse, rog susținerea proiectului. Da, mulțumesc, doamnă ministră, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, doamna Dăbija. Un alt proiect pe care ne propunem să îmbunătățim procedura de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente vizează modificările la hotărârea Guvernului privind aprobarea acestui regulament. Prin intermediul acestui proiect ne propunem reglementarea exhaustivă a procedurii de notificare și control a recepției celor trei faze determinante a construcției pe care am vorbit deja, norme care sunt întemeiate pe legea privind calitatea în construcții și care ne-a mijlocit urmăresc contracararea fenomenului de intensificare
limitarea ponderii construcțiilor neconforme, în special în mediul urban. Și mă refer aici la ocuparea abuzivă sau depășirea limitelor terenurilor, la devieri de la alianamentul stradal, de la supraetajare, la majorarea volumului construcțiilor. Menționăm că ajustările operate în acest regulament oferă claritate în procedura de recepție a obiectivelor finanțate de mijloace atât publice, dar și private, dar și soluții clare privind componența comisiilor de recepție, inclusiv stabilim criterii clare de participare a reprezentantului Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Aprobarea și implementarea proiectului va duce la creșterea siguranței cetățenilor în utilizarea construcțiilor de calitate corespunzătoare, la edificarea fără abateri de la proiect, la evitarea defectelor în execuție, asupra etajării, dar și la evitarea încălcărilor în domeniul construcțiilor. Totodată, în scopul asigurării transparenței în procesul de recepție, modificările ce ne le propunem prevăd semnarea electronică a tuturor proceselor verbale de recepție, cum am zis deja, ceea ce va asigura transparență și predictibilitate, dar și va diminua numărul construcțiilor care nu corespund cerințelor normative. În temeiul celor expuse, solicit aprobarea proiectului. Mulțumesc! Rog să susținem. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Domnul ministru Prodan. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea denumirii instituției publice Teatrul Alexei Matveievici este elaborat în scopul revenirii la prenumele autentic al poetului Alexie Matveievici. Este de menționat că, potrivit Academiei de Științe a Moldovei, bazându-se pe documente și cercetări, prin scrisoarea parvenită, s-a comunicat că prenumele corect al poetului este Alexie sau Alexe Matveievici, în perioada sovietică fiind promovată o politică de rusificare continuă, inclusiv prin rusificarea numelor și prenumelor. A fost schimbat numele din Alexie în Alexei. Adițional, Casa Muzeu Alexei Matveievici din Comuna Zaim a comunicat că prenumele corect al poetului ar fi Alexie, drept argument, fiind adusă și prima monografie despre Alexie Matveievici, cea a preotului Vasile Țepordei, lucrare editată în 1937 și reeditată în Republica Moldova în 2016. Respectiv, numele corect al teatrului urmează să fie Alexie Matveievici. În contextul celor menționate, solicit respectuos aprobarea hotărârii de guvern. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Da, vă rog, domnul secretar general de stat. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii guvernului numărul 798 din 1994 cu privire la asistența acordată de ambasadele Republicii Moldova, delegațiilor oficiale și funcționarilor de stat aflați în depăsări de serviciu în străinătate. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a fost sesizat de Secretariatul Parlamentului despre caducitatea unor prevederi ale hotărârii Guvernului în speță și necesitatea ajustării acestor la realitățile zilei de astăzi. În acest context, Ministerul a elaborat proiectul de act normativ în vederea ajustării prevederilor acestui act normativ, și anume, prin racordarea terminologiei utilizate în structura actuală a autorităților publice și la statutul funcționarilor și paritatea acestora. În loc de funcționarul de stat, se modifică persoane cu funcții de demnitate publică și funcționari publici de conducere. În loc de directorul Cancelarei de Stat, secretarul general al Guvernului, în loc de viceministri, secretari de stat. Și așa mai departe. La fel a fost suplinită lista de demnitari publici care vor beneficia de asistența ambasadorilor sau oficiilor consulare în deplasările de serviciu, în străinătate cu cea a secretarului general al Parlamentului și secretarul general al aparatului președintelui Republicii Moldova, de rând cu cea a secretarului general al Guvernului. Proiectul modifică și punctul 2 din hotărârea Guvernului în vederea aducerii unei clarități pe marginea posibilității acordării asistenței și altor persoane cu funcție de demnitate publică sau funcționari publici de conducere, reieșind din specificul activității ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Colegi, avem nevoie de efortul tuturor în următoarea perioadă ca să promovăm agenda noastră europeană și de asta mulțumesc pentru această inițiativă. Rog să susținem. Mulțumesc! Împotrivă, abțineri nu sunt. Mai departe, doamna Sirețeanu, vă rog.
Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 246 din 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Scopul principal al proiectului de act normativ constituie acordarea facilităților fiscale și vamale celor 83 proiecte noi de asistență externă lansate pe teritoriul Republicii Moldova. Noile proiecte lansate vizează asistența nerambursabilă în domenii precum sănătate, mediu, educație, justiție, migrație și altele și sunt finanțate de către Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Austria, Organizația Națiunilor Unite și alți parteneri externi. Totodată, proiectul de act normativ prevede includerea de noi beneficiari sau implementatori pentru 5 proiecte de asistență externă în derulare, dar și excluderea 22 de proiecte finalizate și confirmate în acest sens de către donator și beneficiar. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autorități în modul stabilit de legislație. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamna Sfărețeanu, rog să susținem. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Doamna ministră Mihailov Moraru, vă rog. Mulțumesc, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre de modificare a punctului 1 din hotărârea Guvernului 289 din 2021 cu privire la desemnarea reprezentantului Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională. Proiectul respectiv are scopul de desemnare a domnului Stanislav Copeschi, secretar de stat al Ministerului Justiției, în calitate de reprezentant al Guvernului în Parlament și de reprezentant supleant al Guvernului la Curtea Constituțională. Acest proiect intervine urmare a remanierilor guvernamentale de la începutul acestui an și a noilor numiri operate privind numirea noilor secretari de stat la Ministerul Justiției. Astfel, proiectul dat va asigura buna desfășurare a raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament, precum și dintre Guvern și Curtea Constituțională. În acest context, rog susținerea Cabinetului de Ministri pentru aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Sfărețeanu, din nou. Stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul de aviz la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 77 din 2023 de către un grup de deputați. Proiectul de lege are drept scop îmbunătățirea procesului de administrare vamală, evitarea cazurilor de recalificare de către serviciul vamal a mărfurilor autorizate la import de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, drept medicamente în procesul de exercitare a activităților pe care o desfășoară. Astfel, în contextul atingerii scopurilor urmărite, proiectul de lege se susține în varianta propusă și anume aplicarea cotei reduse de a TVA de 8%, precum și scutirea de taxă vamală pentru mărfurile înregistrate de nomenclatorul de stat al mărfurilor și sau autorizate de către import la Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Iordanov. Bună ziua, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul avizului la proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirilor, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 101 din 13 aprilie 2023. Proiectul a fost elaborat în scopul actualizării și îmbunătățirii cadrului normativ existent, care nu mai corespunde cerințelor actuale și nu permite formarea unor practici coerente în domeniul respectiv la nivel de țară. În prezent, cadrul normativ referitor la organizarea și funcționarea cimitirilor este asigurat de mai multe acte normative, ale căror conținut este deja învechit, iar domeniul crematorilor umane nu este reglementat de legislația Republicii Moldova. Eficiența administrării cimitirilor influențează direct mediul economic și social al unităților administrativ-teritoriale și este o necesitate pentru creșterea gradului de securitate a sănătății publice și a mediului. Totodată, organizarea funcționării cimitirilor și a crematorilor trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică, cum ar fi amenajarea și întreținerea locurilor pentru înhumare, realizarea construcțiilor funerare, întreținerea aleilor, clădirilor, asigurarea ordinii în perimetrul cimitirilor, perceperea unor tarife care trebuie să fie aprobate din consiliile locale. În Republica Moldova, pentru fiecare comunitate urbană și locală, sunt înregistrate minim câte un cimitir.
iar pe teritoriul municipiului Chișinău avem 11 cimitere care se întind pe o suprafață de circa 200 de hectare. În funcție de capacitatea de administrare a acestora, cimitirile și unele sectoare din cimitirile mai mari se află într-o stare de la bună spre abandonate. În același timp, pe teritoriul țării nu există crematorii umane, iar cetățenii Republicii Moldova utilizează în acest scop crematoriile din Ucraina și România. Proiectul aduce unele abordări noi pentru Republica Moldova, cum ar fi înființarea și funcționarea crematorilor, incinerarea, ossuarul, urna funerară, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Astfel, este necesar de a crea un sistem complex de gestionare a cimitirilor, crematorilor, de la înființarea lor, administrarea până la închiderea și de înființarea acestora. Iar proiectul de lege propus vine să asigure reglementarea tuturor acestor activități. Proiectul legii a fost avizat cu ministerele interesate, conform cerințelor cadrului normativ în vigoare, propunerile acestora fiind luate în considerare la definitivarea proiectului. În contextul celor expuse, solicităm susținerea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, și rog să susținem proiectul. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministru Revencu, vă rog. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri a Guvernului, se propune spre aprobare proiectul de aviz la inițiativa legislativă de modificare a legii privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat. Proiectul prevede introducerea serviciului protecție și pază de stat în lista autorităților care au drept să inițieze procesul de testare la poligraf. Disponibilitatea acestui instrument permite serviciului protecție și pază de stat să faciliteze procesul de angajare din punct de vedere al respectării principiului integritate în procesul de evaluare a persoanelor care aspiră la funcții în cadrul acestei instituții. Prin avizul Guvernului se propune susținerea proiectului ca fiind unul binevenit, având în vedere cele enunțate, solicit aprobarea proiectului. Mulțumesc! Colegi, să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministru Sirețeanu. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul de aviz al Guvernului asupra inițiativei legislative numărul 134, care prevede exercitarea de către Comisia Națională Pieței Financiare a funcțiilor de supraveghere și control a participanților pieței financiare din perspectiva protecției consumatorilor. Conform proiectului de lege propus, CNPF va asigura protecția intereselor populației în procesul de prestare a serviciilor de către bănci, organizații de creditare nebancară, companii de asigurări, case de schimb valutar și societăți de plată. Totodată, acest proiect de lege se aliniază prevederilor memorandumului de politici economice și financiare, semnat cu FMI, punct 25, astfel încât Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a centraliza competențele pe dimensiunea protecției consumatorilor de servicii financiare către o singură autoritate specializată în domeniu, având în vedere că, la momentul actual, aceasta este exercitată fragmentat de trei instituții diferite, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Inspectoratul de Stat pentru Protecția Produselor Nealimentare. Importanța acestui proiect rezidă în asigurarea prestării unor servicii de calitate consumatorilor de către participanții sectorului financiar, bancar și non-bancar, precum și protejarea acestora de eventuale abuzuri ale acestor entități. În acest context se propune susținerea proiectului de lege vizat cu înaintarea unor propuneri de îmbunătățire, acestea vizând în principal delimitarea clară a atribuțiilor CNPF și BNM, dat fiind transferul competențelor de licențiere și reglementare din domeniul financiar nebancar către cele două autorități. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna ministru. Rog să susținem proiectul. Împotrivă. Abțineri nu sunt. O să am o dorință, clar că astea sunt instituții independente, dar totuși, BNM-ul și CNPF-ul să cadă de acord asupra unui lucru foarte important. Sarcină suplimentară monetară asupra subiectelor reglementați nu trebuie să existe și atunci trebuie să păstrăm aceeași sarcină pentru taxele de reglementare, supraveghere și asigurarea implementării. Adică să nu ne trezim că instituțiile astea acuși o să-și tragă taxe suplimentare de supraveghere, reglementare și așa mai departe. Sper că am fost destul de explicit și înțeles. Acum vreau să anunț toată lumea, nu neapărat pe dumneavoastră, stimați colegi, că între 16 și 18 iunie la Orhe Vechi, da, domnul Brodan? Va fi festivalul Descoperă, care este unicul festival de muzică clasică în aer liber în Europa de Est.
Anul ăsta va fi, cred că, și mai special, pentru că vom avea acest triunghi al solidarității Chișinău sau Odessa Chișinău Iași și trebuie să fie spectacole frumoase. Vreau să încurajez toți cetățenii din țară și de peste hotare să vină și să vadă acest minunat festival. Vă mulțumesc și vă doresc o zi productivă în continuare.